descoperitorul lui Doroftei, premiat de cel care l-a dibuit pe Budescu. Celebrul antrenor de box a fost premiat de Răduță Ghiu ca omul care i-a îndrumat primii pași în fotbal lui Costin Budescu, jucătorul momentului în Liga 1. Titi Tudor este fiul al comunei Sălcile și a primit recunoștința pentru rezultatele excelente în sport. Maestrul prahovean a venit însoțit de familie, s-a simțit onorat și emoționat de atenția comunei în care s-a născut. Titi Prosop a spus că ar fi ceva special pentru el să găsească viitori boxeri acolo unde el s-a născut. De aceea va face periodic gale de selecții în comună, pentru că din astfel de locuri pot ieși viitori campioni. Și la noi acasă, la mine acasă, că încă mai am casă în Sălcile, să fac o școală de box, poate, eu știu, de aici se va naște un nou Doroftei Leonard. Eram cu colegii mei de clasă și eram în sus de bucurie și le spuneam că, băi, ăsta e de la mine, din comună. Deci eram la toți să fie atenți la lucrul ăsta. Vă dați seama, ce era o mândrie nemaipomenită. Nea Răduță, inițiatorul acestui eveniment, n-a uitat nici de foștii jucători ai Petrolului care au făcut performanță în tricoul galben-albastru. Tavi Grigore, Nae Constantin și Florin Pârvu au primit diplome și medalii de la sufletul evenimentului. Un suflet împărțit în două, având în vedere iubirea pentru Petrolul și Rapid. Sunt onorat să mă aflu aici. Sunt onorat că am fost ales ca observator la acest joc, în această zi. Să vă felicit pe dumneavoastră, comunitatea, și în special pe Radu, pentru modul cum gestionați activitatea sportivă în această comună și să vă urez pentru viitor multă baftă și să promovați într-o ligă superioară. În culorile alb-vișinii a jucat Nae Constantin, iar Pârvu este antrenor secund la formația giuleșteană. Sora sa mai mică este în Prahova, iar Răduță Ghioca este președinte și medic al echipei Rapid Sălcile. Rapidiștii din Sălcile au fost premiați de Titi Tudor și Tavi Grigore pentru promovarea în Liga C Prahova.